Asta m-am trebuit, nu sunt cam. Introducerea ai făcut-o tu, Mihai, nu? Facem... Este foarte importantă pentru orașul nostru, pentru că cu aceste trei proiecte, așa cum spuneam, finalizăm proiecte din cadrul PIDU. Eu sunt convins că după ce vom implementa aceste proiecte, și sigur ele iau de la caz la caz perioade mai mici sau mai mari, de la 17, 18, 30 de luni chiar, se va schimba fața orașului și sunt convins că, în mod special, zona centrală va arăta ca o zonă de oraș european. Noi ne dorim aici să facem un proiect foarte important, realizarea de parcaje subterane și, bineînțeles, reabilitarea zonei pietonale și a străzilor din jur. Acest prim proiect este un proiect foarte important, un proiect îndrăzneț, un proiect complex, dar și un proiect necesar pentru oraș. Astăzi avem un pionerat în România. Este primul plan integrat de dezvoltare urbană care are toate contractele semnate, deci este integral semnat. Nu mai există în România un astfel de plan integrat de dezvoltare urbană semnat. Semnați voi contractul. Când mai vii să mă semnați? Asta e mai important. Chircășos moldovenă, mă rog, că sunteți bucovine moldovenă. Aici e ca la comunia civilă, trebuie să mergeam și la fotograf și semnăm. Uite, mă, se vede că e austeritate. Pixuri, nu mi-a dat un pic. Meritul, în primul rând, al primăriei Suceava, clar, pentru că proiectele făcute de ei sunt niște proiecte coerente și au fost făcute profesionist în așa fel încât cei de la colegii de la ADR nu au avut probleme în ale analiza și anele propune. Nici o apreciere, Iurea. Nu știu ce zic. Eu știu exact. Am pic super.